Salutare, salutare! Adrian sunt, cu Dana, suntem la cules de diferite plante din natură. Acum culegem păducel, minunata plantă pentru inimă. Apare și domnul Firiceală, dar cum să nu apară că mă auză? Vezi că are și schini, am uitat să spun. Da, știam, da, tot m-am luat. În miere cam, cât să zic, 250 de grame de plante, de flore, s-ar pune normal, știi? Adică am aici pentru un burcan? Cred că am. Da, da, bine. Las că eu am cântar pe mână. Da? N-ai 100 de grame. Pe bune? Da. Cântăresc aproape minus... camera. O căzut camera. De pace că mi-a căzut camera jos. Da, de cât e ori pățăți, mă, capă că vorbesc singur. No, asta nu e bună că se scutură. Hai, e dă-ne roata, dar mai este pe aici, ne-o grămadă. M-am învățat de când am albinile, știi, de țai și cântăresc ramele cu mâncare în fiecare toamnă, primăvară și îmi dau seama, știi? Uh-huh. Și ne-am format mâna și cam știu cam ce greutate. Am văzut din clipuri că le... Deci mi s-a format mâna de imediat, le îmi dau seama cam ce greutate are. Bine, plus minus 10 grame, poate, știi? Da. Făcând treaba asta de multe ori, îți dai seama cât intră în instinct. Dar numai cu stânga, cu dreapta nu. Da? Nu, nu apreciez. Nu cred. Da. Deci cu stânga le ridică, cu asta la altă nu. Cam de partea asta prinde speteză de sus, știi? De partea asta, cu mâna asta. Și atunci ne-am format. Bine, în timp, vezi? Da. Te înschini. Nici ce am făcut eu. Da, dacă spăl cu prostii de astea, ni se duce pielea de pe aici, nici mă enervează de numai nu. Schin. Și eu am mi s-a băgat unul de aia, ne-o copt. Și apoi acum mi se vindecă. Ne-am făcut de aia de tătăneasă acum. Avem tratament. Da, chiar că... Ia, dar spuse ce am făcut dimineață. Mă sculai și făcui un clip și bă, când mă căpătai în ștersă introducerea la tătăneasă. Că o să mă duc să trag altul. Cine știe când, săptămâna viitoare nu. Ce fa, băi, mor de cald, e? Săracul de el. Eu fi sete. E fisaia ce săracu, că nu capătă apa, dar capătă acolo din jos, nică, tot e plin. E, că fugi el, dar nu, nu mă, apă nu-i bun tratamentul, Firiceală, nu-i bun, stai era. Are alta? Alta e. S-a scos-o, bă. Na, că cu mâna asta n-am prins. Asta ți-o camera, oricum. Nu? Mai alta. Jos te tratezi, tu n-ai nicio treabă, dar pe sus, pe la ochi, nică te să prinsă acum. O batele ceartă fricial. No, trebuie să luăm de la scump, n-avem ce face. Am căzut în vierme. O midă. Asta e o midă. Și uite cum stă. Ia, păi ea să are două de astea, ventuze. Două ventuze, două picioare, două, și în spate și în față, știi? Uite. Păi, dar ce ustură, cred că a rămas acolo. Schinu? Sigur. Nu, las că scoate-mă acasă, că aici n-avem ac, trăac. Hai, Firiceală, hai. Hai că mestec și cu alea ni să vedem. Nu, no. Nici la frăguță, vezi, e dată în sus, cum să se spune. Vezi asta, mă păcat că nu luam camera aia la altă. E dată așa în sus, mai frumos, și la căpșună e dată în jos, pe ăsta ea o trage, să trage, știi? Mm. Nu știu cum le zice la astea. Niște petale, nu știu. Nu știu. Știi ce vine peste ele? Bine, și frunza poate fi un pic mai îngustă, știi? Acum depinde și zona unde crește foarte mult. Stai că pacii nu văd. Stă frăguță. Îți arăși, dar ai văzut și acolo din jos că ți-am arătat să vezi. Și apoi acum trebuie să cocă, știi? Trebuie să... Ia, ia. Care? Da, aia căpșună. Păi e acoperită cu... Da, e acoperită. Vezi în totalitate. Adică fructul e băgat înăuntru. Deci am înțeles. Înțelesești? Asta e diferența. Și din frunze astea, da? Foarte, foarte puțin. Zici că e fragă, știi? Ăsta? Goronul sau stejarul. Frunza tânără sau lăstarul tânăr e bun pentru diaree foarte mult. Eu îl folosesc foarte mult la albine, să ia, să recoltează și să face o tinctură, să pune, știi? Și e bună pentru nosemoză.
No, o grămadă capeți. Ia, capeți o grămadă de tratamente care le găsești pe aici până. Ne unjăm un pic păpuci. O ploua și la noi cu un pic. Uite că se gata asta numai. S-a scuturat. Eu am făcut o țărănă, ne-am pus. Dar găsim poate aici mai sus undeva. Păi ea, pe aici vinea, pe aici, pe partea asta, la altă, ieșea cu boie, cu carul, știi? Că era drumul un pic mai bun. Și pe partea asta, la altă, vinea, cobora cu carul cu fân, cu piedici. În fiecare bine, acum mai rău. Uite, să băgau din astea tufișuri, să băgau acolo în gropile alea, știi? Ca să nu se răstoarne carul. În timp s-au adâncit. Cine știe câte sute de ai o circula cu carul pe aici. Nu sunt timp să o... N-au păcat că nu puturăm lua pe unteașul. Da, chiar, aveai să ne cerem scuze, am vrut să-l filmăm pe unteașul, era un prieten pe la el. Și nu, n-am putut să stăm de povești. Că vi-l prezentam și pe el. Nu poate veni cu noi, că e un pic a avut o problemă și nu poate să... O paralizat, mai bine zis, și nu se mai... Nu mai poate mere, să zicem, așa de bine, adică nu se riscă. Mai ales pe căldură și pe una alta. Și atunci el stă pe lângă casă. Hai că ieșim pe aici, Ani. Nu, vezi cât de asta iese și... Sângerate, sângerel. Ceva de genul. Sau len roșu. Cum? Nu știu cum îl numeau bătrânii, da. Asta? Un lemn lui pentru ceva anume? Nu. E un lemn destul de tare pentru... Mai foloseau ca și codă de asta, de ciocan, știi, mai mult. Pe toate plantele pui mâna. Pe toate bine. Capeți acum o grămadă pe aici, nu-i? No, și să mai folosea și pentru un lemn destul de tare, știi, de-aia e sângeros, de-aia se... No, folosea la diferite scule. No, vezi și pe aici am iau cu carul, dar se vede, uite, să văd urmile inscripționate în piatră. Asta e o piatră de-aia de munte moale, știi? Se poate placa cu ea. Uite și aici. Vezi? Sub roț avea o trocă, așa se numește. O trocă care se băga ca să nu mănânce din hafturi. Din rafturile alea, știi? Hafturi parcă se numeau, nici nu mai știu minte exact. No, tăi frăguțe și aici. Da. Să fac, no, pe margini de pădure, pe zone care unde s-o tăia pădurea, în mai multe. Dar cele mai multe le găsești în zona unde s-o tăia pădurea. Primele care apar sunt frăguțile. Da. S-a onorat un pic, a? Dar răspunde și în unde crește, pe margini de lângă păduri, pe poteci, pe năpraznicu. Pe locuri umede, acolo îi place lui. Pe păduri, pe deșișuri de astea faine, așa ni. Nu, uite și aici, vezi? Cum se văd urmele. Da. Asta galbenă e grozamă. Părinții o foloseau foarte mult la vopsit. Majoritatea plantelor le foloseau. Vopseau câine, palâna, știi? Pe la galbenă e creasta cocoșul, piciorul cocoșului, pardon. Ăla e laptele câinelui, da. Un pic otrăvitoare. Aici am încă o plantă, asta ne-o spui tu. Îmi spune că e cimbrișor. Cimbrișor, dar. O plantă foarte bună, se folosește și la mâncare, ca aromă. Deci l-am învățat. Vezi? Ce fain e. E de multe tipuri, are în jur de vreo 60 de tipuri de cimbrișor există. Ăsta înflorește de acum și mergând în sus treptat înflorește până la munte. Și îl găsim până în 1 octombrie, știi? Da. Are foarte multe taninuri. Că noi când am fost la întâlnire, e foarte bun asta. Da. Uite, mă, am învățat. Da.
No, poți să sculești dacă vrei. Mulțumesc. Și ăsta e piciorul cocoșului. E foarte bun ăsta să-l faci cu miere, în special pentru gât, pentru tuse, pentru, în special pentru bolile de plămâni, știi? Da. Foarte mult. Dar nu știu, aș vrea și unul cu rădăcină, oare merge? A, să-l duci acasă? Nu merge, a? Ba, mere, dar gândește că-ți trebuie numai să-l bagi în apă cumva. Nu, dar putem culege meste pe aici, nu-i problemă. Da? Da. Eu îl și mănânc, așa, îți dă un aer așa foarte, foarte plăcut. Vezi? Uh-huh. Trebuie să recoltează așa, ni planta cu frunze. Da, uite cum a rupt doamna. Da, ai scos cu rădăcină cu tăți. Ăsta e foarte bun, mai ales cu miere, e super, super bun. Poți să folosești și ăla de grădină, știi, și ăla e bun pentru tuse și pentru de-astea. Noi și ăla folosesc. De fapt, am rețeta pe canal, de fapt. Uh-huh. Da, să că l-am pus cu iarbă, cu coc. Mi-am cules asta vară puțin, asta vară, asta toamnă. Ah. Mm-hmm. Am pus. Bine, ăsta nu-i înflorit în totalitate, numai chiar primele inflorescențe ale lui. Mai, nu, mai durează un pic. Și miarea e foarte bună. E o miare, un gălbui închisă, cu aromă, să simte aroma foarte, foarte mult. Da? Da. Ai seama, și e foarte aromat. Da. E foarte bun că are foarte mulți antioxidanți. Și multe vitamine, multe minerale, hai să mergem mai departe. Mangan, fosfor, fier și o grămadă. Uite ce fain e aici. Uite, ăsta e mai înflorit, vezi? Da. Alea nu știu cum le zice. De astea ne... Vezi ce fain e să... Deci se culege așa, ne-i fain. Are aici îmbrișor? Da, dar e planta înflorită, știi? Eu n-am văzut așa înflorită. Așa arată el înflorit. Ai, deci e mai înflorit, mult mai înflorit. Da, da. L-am cunoscut, vezi? Ui, ce trifoioc mare. Ăsta i-a dat Dumnezeu frunze de numai. Chiar că trei de-l enervează. Trei, da, bune. Da. Păi de la sălbatic. Ce mai văzut? Rămâna mai citrumul. Nu, nu, nu. Nu, seamănă. E un fel de vâsc. Asta. Seamănă. Știi? Și asta e o plantă agățătoare, așa crește ea pe aici. La noi așa îi spune. Da? Da, o plantează numai în curte și face... Pe mâna Maicii Domnului e aia ce am eu pe gard, de floare și miroase foarte, foarte bun. E și o plantă medicinală, acum nu știu eu prea multe despre ea. E folosită și medicină, după cât am văzut eu. Asta e grosama. Asta e limba șerpelui. Iarba șerpelui, mă, nu limba șerpelui, Doamne, fertă limba șerpelui, zic. Iarba șerpelui. Asta e o plantă, nu vine din cap acum, ne? Pentru azb. E foarte bună, înflorește alb. Se recoltează cu ai, zice, cu ceva. Se recoltează acum când înflorește, știi? Bătrânii o foloseau pentru azb. Atâta se făcea tinctură sau una alta. Uite ce sonor aveți și în partea aia de acolo nu ne vine ploaie în general nouă. Aule. Părțile alea. Bă, păi, merem un pic aici, avem șură, nu-i problemă, avem unii ăsta, că nu merem departe. Nu, uite aici cât trebuie să înflorească, vezi? Foarte, foarte mult, uite. O grămadă. Pică. Da. Cimbrișor. Da, cimbrișor. Ăsta trebuie să înflorească. Înflorește treptat. Ți-am spus, nici pe natură, vezi de astea, n-ai ce face. Mai aruncă lumea. Da, da. Uite, și aici, tot cimbrișor, vezi? Și asta e grozama. Tot cimbrișor? Da, tot cimbrișor. Spari șarpele. Să nu fie pe acolo, da? Nu. Și pe când vinim, bine pe ulița asta încolo, pe după și pică în drept după casă la mine. Da.
Păcat, îl puteam aduce pe un tier, bată-l ce rău îmi pare. Ne mai distram cu el. Vai, dacă nu... Mai înjura prima dată și nu știam eu, lucra cu editorul și una alta. Băi, omule, și filmam câte 5-6 ceasuri și nu puteam, nu știam să le tai bine și vai. Dar și bă, am zis că nu mai înjuram, omule, nu mai înjura că no, e treaba că nu le place la lume, mi-a zis cea lume pe acolo, știi? Din trei cuvinte poc, bif. Hai, mă. Mai lasă. Deci nu puteai face nimic. Pe când era ceva interesant, dă-i. Poc, ferească Dumnezeu, mă, uncile, dacă mai ho. Nu-i pelinul. Seamănă, nu? Nu, pelinul e o plantă care să cu mult frunzele asate. A, culorile, da, 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 da. Nu știu cum e zice, să spui acum din. Mm-hmm. Nu, habar n-am. Sunt multe, n-ai cum să le știi pe tăte, doamne. Deci, da, da. Asta, puteți să ne uităm pe internet, nu-i problemă. Să vedem și cum îi zice, asta e foarte bună pentru azi. Am avut clip cu ea și l-am șters. Da, și frumos. Uite cât e de frumoasă. Da. Florile sunt foarte faine și înfloreaște așa. Chiar. Asta e fain. Să o faci, să o pui în epoxy, știi? Să-ți faci un bibelou de ăla fain. Aha, îl pui. Da. Tăte, nu, tăte, sunt deci frumoase, da, super faine. Păi n-am cea cameră, că dacă porni numai așa și eu. Po, și cu telefonul. și pui poza în epoxy. În rășină epoxilin, ni-l-ai pe domnul Fluture. E fain, dar au fost secetă, vezi? Din cauza secetii, uite că nu-i cum trebuie. Nici toporași mai sunt. Eu le zic, la noi pe aici le zic, dacă întrebă cineva că ce-s astea, deci astea nici nu întreb că ce-s, zic că-s viorele, știi? Nu, dar nu-s viorele, arată altfel viorelele. Da. Da. La noi așa le zice lumea, dar așa s-a învățat, așa, păi și eu l-am mai zis așa. Da. La noi știi cum că viorelele apar primăvara, când apar vărmbușele. Da, da, da. Sunt galbene, viorelele sunt mori. Acum înflorește. Asta e coada șoricelului, foarte bună. Asta e ca un cicatrizant, un antiinflamator foarte bun. Asta tratează pe plan intern o grămadă de boli. În special pentru astea cu stomacul, știi? Da. No. Pentru că cicatrizează. Bineînțeles, pe lângă asta poți să folosești nepraznicul, poți să folosești brusture, poți să folosești nici un melc cum stă agățat aici. Aici l-a prins toamna. Asta mea. Cum n-ai văzut? Da, păi eu n-o, îți dai seama că la mine ochiul e format, altfel văd, îmi avă lucrurile. Eu mă uit și mă uit degeaba. Că tot nu de când umblu eu pe aici, de-aia să-și o plantă, o văd de la, și de la 10 metri, poate. O, ce sunete avem. Aici atât felul găsește. Cum? Acia, în copac, e undeva. Da. Hai, mă, unde ești? Hai, domnul Firiceală. Hai aici, la fântână. Hai, ce nici are pe el. Văzuși? Da, dar știe fântânile pe aici, acum nu, să nu le știe, doamne. Hai că nici eu nu văd. Ia cine undeva. Hai tu cântă. Doamne ferea, nu te văd. E micuță. Sau nu suntem în unghiul care trebuie. Aha, acolo ne-i pe undeva. Nu-mi dau seama. Păi depinde de și cum dă-i aște sonorul. A, cine salcăm ăsta, dar nu-l văd. Cine știe, nu? Nu, cunoști feric asta. Asta, în tinerețe, e comestibilă. Vârfurile ei. Și acum nu e nicio problemă. Numai că sunt foarte tare, amul nu le-a pus mânca, știi? Deci nici la ferigă nu pot deosebi pe cea comestibilă de cea necomestibilă. Păi cea necomestibilă are de alea roșii pe spate. Uh-huh. Puncte roșii, multe. Săunță de aia, cum îi zice.
Nu. Păi asta se bate, bătrânii băteau cu sângerete de ăla într-o sărbătoare la noi, dar nu mai știu ce sărbătoare. Acum, în perioadele astea, cândva, e o sărbătoare care se bate, numai dacă întrebă bună. Nu mai țin minte când. Ei știau, vineau și o băteau să nu mai crește atunci, știi? Da? Ia. Nu, asta e claia de fân, vezi? Înțelegi că dacă știu, faci, o, că te-am făcut o grămadă. Păi te pui, încep de jos, știi, faci, să faci așternutul. După ce să faci așternutul, începi cu primele pale și te pui. Când ai ajuns cu alea pe unii umărul, să pun proptile, știi? După aceea depinde cât fân ai. Și prima dată cât... bățul ăla când îl pui? Prima dată se pune. Pui-te de-a roata pe lângă băț, știi, pe lângă par, să zice, știi? Da. No. Și când ajungi, te tragi, când ajungi câteva, să-i faci vârful. Stai că sunt de abia ce ții acolo sus. Oh, am făcut cu fratele meu, el era mic, nu știa să facă vârful, nu putea să-mi dea nici pe claie. Mamă. L-am suit până la un moment dat, bă, și vinea o ploaie de aia și am făcut o claie de aia mare undeva la două care de fân. Și nu, numai să-l întreg, că spune el, hai, Doamne. Bă, mai țin minte, doamna zicea către mine, țin minte când, bă, mă chinuia să îl urca, nu-l puteam urca, că n-avea scară, l-am urcat, nici nu să țină bine, știi? El e cu 7 ani mai mic ca mine. Nu e un gândac de ăla de baligă, așa arată el, vezi? Fosforescent, hai sus, bă, băiatul, bă. Uite. Ce fain e. Oh, mă, zici că e cameleon? E, dar pe dă-te așa, nii, păcat că n-am cea cameră. Înțepenii, vezi? Face pe mortul. Ea face pe mortul, nu mai face nimic, nu mai mișcă. Au un zbor ciudat, zici că, nu știu, n-au șos tare. Cred că ăsta e sistemul lor de apărare. Da. Și un fluturaș, o că ne pleacă fluturașul, dă-i pace. No, sunt acum că vine aer rece. Da. No, asta e, undeva o plouat, tot timpul se întâmplă treaba asta. Nu e casă, e șură cu un salaș. Case sunt în partea aia unde am mai filmat eu părțile alea, știi? Uite, pe acolo și duce. Da, e pe ducea la colea. Găsim. Poate găsim și culegi. Mulță scutură. Asta, vezi? Asta e pe tălăgina aia ce o găsim noi în gard. Numai asta e planta care face polen, masculul. Vezi? Păi și de unde știu care e masculul și care... Are floare. Aia nu, ai văzut un gard înflorit așa, nici ce face ăla. Nu. Uite-l! Vezi ce face? Cel! No, hai să dăm o fugă până cu alea, să vedem dacă găsim. Da, pă, să vezi că nu mai pot culege pin, că e prea mare. Numai dacă mă duc sus în munte. Hai, lasă-mă! Aia. Nici cât îți. N-am mai apucat să viu. Muguri de pin să facem sirop. Poate ratez, dar oricum mă duc la brad și îmi face brad. Mai am câteva sticle de anul trecut. Cred că ăsta putem să culegem, nu-i scuturat. Mă gândesc că... Ăsta e foarte bun. Hai, bun. Se poate încă culege. Se mai scutură, dar nu. Da, nu. Acum, florile sunt bune. Ce fain miroase, vezi? Mm-hmm. Nebunie. Cum miroase și în borcan. Da, i-am dat să guste din ce am făcut eu. Din preparat, o să găsesc clipul acolo pe canal. Se poate culege și cu frunze, se poate să culege și fără frunze. Andrei s-a mirat când a băgat în gură. Da. Cât de aromat. E foarte bun, mai ales că la cei cu probleme cu inima. E... Și ca prevenție, știi? Preventiv. Oh. Eu fac de mult timp, de foi, eu îl fac de foarte mult timp, zic. Ai văzut la bun acum l-am uscat? Da. Îl pun acolo și a fi...
Bine că ea ne-a mai luat frunzele de pe el. A avut vreme, face câtă mine, vai ce m-a tinuit. No, bine că te-a tinuit, dar cine a avut vreme să mai ia frunzele? Are și răbdare. Nu are vreme, că de ce să facă? Nu-i ca mine, să fugă încoace, încolo. Și frunzele nu le pun? Și frunzele sunt bune, n-are nimica. Da, no, florile ar fi mai mult. Noi le culegeam, adică tot așa ni le-am cules. Numai că ea are vreme să mi le ia, știi? Deci asta e planta inimii, planta care tratează inima. Fiecare plantă are rolul ei. Da. Dar din păcate noi nu le știm, nu le cunoaștem. A, păi n-ai, că ăsta n-ai cu ce să le încurci. Și dacă le cunoaștem, uite, eu de exemplu la mine în zonă, mă uit la el și nu pot să-l culeg, că e... A, trebuie să și zona, da, da. E zonă poluată, e și nu-ți vine. Zona trebuie să știi cum, de unde să-l culegi. Să nu culegi pe lângă drumul, să nu... din zone poluante. Asta zic. Da. Nu. No, vezi? Ăștia sunt muguri, da? Deja aici sunt trecuți. Cred că și în sus sunt trecuți. Anul ăsta cred că e ratez. Ia, yeah, păi și înflorez, nu-i? E, da. No, sunt bătrân deja. Dacă sunt bătrân, nu mai se înlemnesc și nu mai se crede, știi? Bine, acum poți să-i culegi ăștia, poți să-i folosești pentru ceai, știi? Poți să-ți culegi să-ți pui de ceai. Da? Eu o să mă duc săptămâna viitoare, dar cum să nu? Săptămâna viitoare mă duc și o să culeg după... Îi dă un gust foarte bun la ceai, plus că e foarte bun... Ce? Am uitat-o sau am băgat-o aici? Ce? Punga aia cu de ceai. Uite aici. Ah, să nu le pierd. Asta e foarte bun pentru plămâni. Iar e o plantă foarte bună pentru plămâni. Asta primăvara, foarte devreme, foarte bună și pentru mâncat. Poți să mănânci în natură. Îți dă un aer proaspăt în gură. E și un antibacterian foarte, foarte bun. Distruge bacteriile de pe gură și îți ține cavitatea bucală, știi, în parametri sănătoși. Nici nu mai e nevoie de gumă de mestecat. Păi e. No, din rășina lui se poate face tinctură, iară. Care poate distruge pietrii la rinichi, una alta tinctura de și de asta și de brad. Sau de zadă, în general de rășinoase. Sau se poate face cu pentru masaj, se poate face cu ulei de măsline, ulei extravergin sau alte tipuri de uleiuri. Mai spune bă, și tu ceva, nici fain Nicoleani. Na, astea sunt furnicele alea ce produc acciformi, pe alea mari, știi? Știi că ți-am mai spus de ele. Da. L-am gustat? Ea, tot timpul, ca când vreau să-mi provoc sete, de multe ori rămâi așa, fără, vorbesc foarte mult și rămâi fără apă, știi? Na, uite ce fain e ăsta aici, ăsta e foarte fain. Foarte, foarte frumos. E superb. Asta e o plantă, să știi, e o plantă calmantă, ăsta, păducelul ăsta. Da. Mai ales pentru sistemul nervos. A, mamă, s-a pornit vântul. Cred că ne dă o ploaie, să vezi. Uite, de acolo unii vine când vine. Asta e super faină plantă. E o plantă care te ajută să dormi bine, mai bine zis. Nu, că e foarte bun să-ți faci câte un ceai sara sau câte o linguriță de aia, cum am eu cu miere, văzut și acolo. E minunat. Da, da, tu știi că mie mi-a trecut durerea de cap de la ce mi-ai dat. I-am dat dimineață un remediu, îl am eu pe canal acolo, vedeți, nu știu cum i-am pus titlul măcar, aspirină naturală din natură, așa se numește clipul, o să pun și link-ul. O în descriere, o în stânga sus și foarte, foarte bun. Deci aia o faci, poți să o faci de oriunde, că găsesc salcă peste tot, știi? Și amesteci jumătate de rădăcine, era să zic, de pere, știi, rosec cuplat, de scorță tânără, lăstar mai ales, să rade. Fain frumos, să poți să uși scorța, să-ți faci pe timpul iernii, dar salca găsești peste tot, așa că nu e necesar să o faci pulbere. Sau poți să o faci pulbere pentru soțisul limbă, știi? Uh-huh. Fain frumos.
No. Și o pui cu miare și în 3 săptămâni, 4, ai un preparat foarte bun pentru dureri de cap, pentru migrene, pentru dureri, pentru inflamații. Eu, pentru că e antiinflamatoare. E bună de pe orice sal, că nu m-a dipărătită, știi? Ai... Eu am făcut... Da. Scuză-mă că te întreb ca o paranteză, deci... Să specificăm că mie nu trec durerile de cap decât cu pastile foarte puternice, gen Aulin, Nurofen forte. Nu-mi venea să cred că mi-a trecut capul de la ce mi-ai dat tu acolo. E chiar, păi, da, acum trebuie să găsești, că e o cauză, știi, poate fi și de la, cum ai zis tu, de la, da, nu, da, cum lucrezi în domeniu, oboseală la... foarte multă, curent, eu pățesc de la curent foarte mult. Ideea e că mi-a făcut bine. Eu pățesc, mai ales dacă mă duc cu mașina cu geamul, mi se umflă ochii și, bă, ce mă doare, începe să mă doare capul. Ce mai mi-ai dat? Am luat o linguriță de... Păi ți-am dat... aspirină naturală. Da, din aia. Am luat o linguriță de păducel. Păducel și o lingură de năpraznic. Năpraznic nu ți-am dat. Păpădie? Păpădie, păpădie ți-am dat, să guși păpădia. Năpraznic n-ai gustat. Ba... Nu cred, nu știu. Și ăla e foarte bun, pentru că-s plante antiinflamatorii și îți reduc inflamația din corp, deci... Nu. Bineînțeles că ele ajută foarte mult pentru că conțin foarte multe flavonoide, știi? Substanțe care, uite, de exemplu, cum sunt safinile, știi? Ajută la uăci foarte, foarte mult. Adică flavonoidele din ele îți ajută la circulația sângelui în prejurul ochilor. Mușcă, e? Da, trebuie să ai grijă care țepi. Asta și fără țepi, uite, ăsta e țăpul, fără vezi? Fără sacrificii nu se n-ai poate. Ce, eu tot îți lovi, tot sunt țăpat. Cine vrea simplu, văbănuții, să ce la farmacie. Să vezi când îi țăpi o picătură pe acolo, în pădure, de numai camerele, știu, săracele de ale. Am uitat să spui, uite aici, vedem și florea. Florea de mascul, de pin, da, vezi? Chiar. Da, din păcate asta i-a trecut vremea, trebuie să mai sus. Deci e bătrân deja. Ea trebuie să... E mult mai galbenă. E mult mai intens, mult mai galbenă. Uite, și astea sunt conurile, vezi? Conurile încă se pot culege. Astea o să fac siropul din conuri, nu contează. Deci dacă am ratat mugurii, mai am conurile. Conurile încă sunt mai bune până să fac cam așa nii de mari, știi? Cam 2 trițante. Da. Se poate face tinctură. Eu fac pentru albine tinctură din conurile astea. O grămadă de proprietăți au și sunt foarte bune, în special pentru... No, vezi, o gata bateria, nu mai știu ce să povestim acum. Nu mai știu unde rămâne. Până da. Da, la mugure. Deci, aici avem două tipuri de muguri. Ăsta e mugurul normal, știi, care crește. Și ăsta e mugurul cu flori, mugurul de parte bărbătească, știi? Adică îl vezi cu nii, cu zâmții ăștia, cu flori asta. Dispărea. Nu dispărea. Bun, ăsta ce face? Mugurul ăsta cu de bărbătesc fecundează conul ca să facă semințele. Ăsta e con de anul trecut. Ăsta deja, uite, dacă se poate vedea aici înăuntru, sunt, păcat că nu știu ce cameră, nu, acum asta e. Îs semințele. Stai așa. Ăsta cred că le-au aruncat deja. Nu, că le-au aruncat, nu mai sunt. Poate că sunt aici ani. Și treptat se desface. Cum dă căldura, îi se desfac astea, știi? Și cad semințele pe pământ. După care germinează viitorii arbori. Din păcate, ăsta n-are nică. Uite cum e ăsta, hai să vedem ăsta, poate... Vezi că el se desface treptat. Uite sămânța, o vezi acolo înăuntru. Camera asta n-ai cum să... Uite, coscul să-i. E amititică. Da, e mică, mică. Și ea cade pe pământ. Da. Are un fel de... Ca un fel de pece. Ia asta. Așa stă lângă mine. Nu. Când își face dambleaua lui cu fuga și cu una alta, că fuge de... Câteodată se înceodă piciorul pe spate. Am crezut că... M-am gândit că e epilepsie prima dată. Da? Și după aia am văzut că dă-i pace că-i pușcă lui piciorul, știi? Nu dă-i pace. Bun. Ce are? Îselea, i se puse acum. Trebuie să mă duc acasă, îl pigul. Da, ochi, da, da. Astea două de alea. Stai, firiceală? Păi, firiceală. Na, ce că imediat îi se pun. Noroi. Nu, n-am până acasă să-i le iau acum. Da. Și mâncă, ți-a dat că îl mâncă pe sărac. Uite cum ne-am luat-o, o să se pună multe. Deci nu-i bun tratamentul, trebuie să luăm altul firiceală. Ăla am luat într-un an cu 150 de lei parcă bucata, dar foarte, foarte bun. N-am mai avut treabă. Uite că să-și umflă capul, vezi? Da. Trebuie să comandăm să cumpărăm altul. Da, băiatul. No. Și așa se formează conurile. Hai că mai vedem. Dar să fac parburi mai bătrâni un pic, a? Conurile, știi? În fluturi. Dar pe cu camera asta nu pot prinde când m-aș învârti eu. Bun, Neloana, tăi, mai culegi de alea? Ei, dacă ar fi după mine, eu nu m-aș opri, dar nu mai culegi. Bun, hai să mai merg, că vine de la ploaie, cred că.
No, uite, și astea cresc, lăstarul ăsta în ea, ăsta așa, îl vezi, Dana? Ăsta așa lung, înalt, într-un an crește. Într-un an? Da, da. Deci astea cresc în luni, să le vezi în toamnă cât îți de mari. E spare de ele. Ce? Ni, astea sunt de anul trecut. Și să te ramifică, să te crește. Uite o gărgăriță. La voi nu se spune măriuță. Gărgăriță? La noi măriuță nume mai. La noi gărgăriță. Opa, două, v-am întrerupt. Să cocoșesc. Îmi cer scuze. Ne pace. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Hai că mai am un pic așa la pădure să vedem dacă găsim ceva pe acolo. Da. Poți să ieși muguri, poți să ieși și conurile și alea-s bune. Păi n-am văzut. Conurile să crapă, știi? Și să fac o miere de albină. Atrage bun siropul. Bineînțeles, tata am zis că îmi las măcar 100 de kg de miere sau două, numai să fac preparate de astea. Mm-hmm. Am testat multe rețete și asta care o fac eu acum, deci am spus cu miarea, știi? Asta pot să păstrez pe timp de un an de zile, doi ani de zile, miarea cu preparatul ăsta. Și foarte, foarte delicios. Uite, ăla e un măr sălbatic, vezi, micuț? E, de exemplu, eu, dacă aș vrea să scot mărul ăla, să duci acasă. La mine, poți să-l pun? Da, cum să nu. Să duci acasă și după aia să altoiește. A, acolo m-am mai pierdut. Păi să altoiește, că altfel îți face mere de alea micuțe. Bine, sunt foarte bune alea pentru... Am făcut acum, ți-am spus, în toamnă. Am făcut din ăsta, oțet. Oțet de mere cu miere. Când mă țin să te întreb, cum faci oțetul de mere? Știi că ne-am făcut? Eu folosesc, ți-am spus că folosesc foarte mult la albine. Și am zis, bă, nu mai dau banii pe el, după ce să dau 50-60 de lei pe an pe oțet, că trebuie foarte mult, că fate, dai pe mâini, știi, și ca dezinfectant, și ca, cum îi zice, deduce bacteriile, antibacterian și una alta și de astea, nu. Și așa ne-am făcut eu acasă. În două ceasuri ne-am ras merile, am pus miarea pe ăsta și am făcut acolo un oțet de... Să-ți dau să gust, ce bun e. De fapt, când am făcut mâncare, pe canal am mai folosit oțet de ăla. Hai, pe cine? De acolo, de aia zic, m-am ținut un... Da, și noi mai facem ceva, mai facem ciudirii, zice la noi, un fel de băutură acidulată. Nu e alcoolică ea, nu, adică nu știu dacă e alcoolică, știi? Da, ceva de cidru poate pe alte părți, sau nu știu cum se numește pe alte părți. Că ai văzut că e cidru de mere, probabil ceva de genul. Da, da. Văzut ce mănânc eu? Ai gustat vreodată? Nu. Smulg, nu m-am băgat, deci fără să vreau, fără să cu intenție să mănânc, să mă duc. Mă duc pe câmp și bni. Ia așa, stai, ca asta nu mai. Asta e, deci, zis eu că fac o... Deci fără să vreau, îi scop măduva asta. E foarte, foarte dulce. Și m-am învățat așa. O bag în gură și o mănânc. Așa cum am rupt-o acum? Da, dar vezi că numai partea asta din vârf e gustos, asta de acine, știi? Așa. E dulce. Care e crudă. Îmi place că e dulce foarte mult. Asta e iarbă de asta, știi? Florea. Așa, păi nu, și dar fără, adică involuntar, știi? Așa o luai numai. Da, dar vezi că crudă și cunosc. Hai să ne uităm un pic pe marginea pădurii, nu? Cum am zis eu involuntar la laptele câinelui. Ia, ia. Vezi că o vezi frumos colorată, pe da, că bate vântul. Acum probabil vine și ceva ploaie. Să vedem ceva ciupercuțe, nu găsim? Ce ar fi super fain. Aici găsam hripi aici, trebuie să fie dacă... Poate la vară da. Am noroc. Aici am găsit, anul trecut am căzut că e hribul regal, dar era boletus, nu ăsta, pseudo-regius, nu regalul, regius. Chiar aici așa am găsit în partea asta undeva. Atâta m-am minunat de el, știi că e galben. E galben, dar să mi s-o schimba culoarea și după aia ne-a dat seama. Adică ne-a spus cineva pe canal că nu e de alt. N-am avut nici carte să-l identific. Dar nu, că o fost uscala noi, n-avem ce să vedem pe aici. Ce fa, mă? Mamă, ce pantă e acolo. Da. Au, ăla, tot să duce la așa. Da, păi i-am trimis la cineva, poate nici urmele astea, i-am trimis din ăsta. Știi ce e ăsta, nu? Nu știu. Porumbar. Face porumbele. Da? Sirop de ăla ce ți-am dat eu. Culeg porumbele. Mamă. Și... Deci e un sirop, mori încet, face... Deci ăsta îl găsesc cam pe toate dealurile crește. Eu prima dată când am făcut, primile câteva kilograme, deci în 2-3 săptămâni, care cum, poc, le-au păpat. Ce văzuși? A, fluturi. Ia. Foarte bun, nu așa. Foarte, foarte gustos. Găsești?
Dar nu-i de ăla. Nu e. Ăla e altceva. Ăla ce ai în straiță-i. Da, cum să nu dai mic? Uite, vezi? Ăsta este un pui de stejar. Sper că ăsta l-am ăla, da, da. Pui de stejar. Ce frumos. Ăsta. Am nefer că e pădurea cât de mare pe acenii. Carpen. Nu-l cunosc. Ăsta e carpen. Ăsta e porumbar. Ăsta e măceș, știi? Da, că zici că e trandafir. Da. La noi mai spune trandafir. Și ăsta e goronul. Scorț, asta spuse că să-ți ia pentru diaree, foarte, ne folosim foarte mult. Îți mai e burta foarte, foarte tare. Da. Asta e pentru astm. Eu acum oricum. Nu, uite, da, ăștia sunt foarte periculoși. Ăștia, bătrânii mai de mult, nu lăsa să crească de fel. Nimica nu lăsa. Pune mâna pe ăsta să vezi ce schiină are. Wow. Imediat te duce și apuca în fân și îl mânca vaca și îl țăpa vaca și nu mai mânca fânul. Ia, probleme. Vezi că are niște schini, mamă, uite-te la ei. Îs, nu pot să-ți arăt, îs ca acele. Pe camera asta. Ni, îl vezi? Deci da. Ai numai o țără, ai grijă unde-i prins, ni. Ma. Uite-te. Sunt foarte fin, da. Subțiri. Foarte fin și să bagă mâna de... intră ăsta de... Ăla e cocoș, cocoșel se numește la noi. Sau garofiță de munte, nu știu cum să mai numește pe altă parte. Seamănă cu garofița, uite. Da, ne putem uita în carte, nu-i problemă. Titlul, căsat. Ia, dă-te un pic, a? Asta e carte, ne-am luat o carte acum, un determinator de plante, mai am eu cărți pe acolo. O plantă, o carte destul de bună, deci trebuie să ne uităm ca să știți în cartea asta, e făcută pe culori, destul de bine făcută și pe animale și pe una alta. O să vă las un link acolo în descriere de unde să comandați. Ne uităm la floare, vezi? E floarea roz, nu? Ne uităm la roz să vedem, sau roșiatic cumva. Hai să luăm de la început, nu mă apuc de la... La noi cocoșel se numește, științific nu știu cum se numește, nu? N-ai cum să le știi pe tăci de aici, din... Sunt mii, milioane de plante, nu altceva. Se laudă, nu se laudă. Deci aici nu avem. Asta o culegem foarte faină la Sânziane. Nu, mă. Noi. Garofiță, mă. Vezi? Asta e. O vezi acolo sus. Știu și eu ceva. Că no. Da. Atât am știut că seamănă. No, așa arată ea, se numește garofiță. La noi zice cocoșel de munte. No. Dianthus cartusianorum. Nu te lași. Dar nu mă la, dar trebuie să-l pronunci. E mai greu să Dianthus cartusianorum. Nu, că dacă îl reprezi două, trei ori, îți rămâne, știi, îl știi. Nu, așa arată ea. Garofiță. Noi cocoș, cocoșei, zice, cocoș de munte. Dar ce culoare! Asta e bună cartea, că te ajută foarte, foarte mult. Da. Te ajută dacă este unde n-ai internet sau n-ai altceva și nu poți să-ți dai seama cam ce plante, că nu, da, eu le știu astea medicinale de pe aici, de pe la noi, dar pe celelalte cine știe? Moș Crăciun. Așa că am dat de ale pe undeva și m-am interesat să văd ce, știi, că altfel nu le înveți fără, mamă ce sunt norat acolo, altfel nu le înveți fără să ai o carte, să ai o informație de unde să o iei, pentru că sunt foarte multe, știi, și care le știu, le mai uit, știi? Da. Și dacă ai și repeți, de la un timp, bă, cum am zărit-o, bă, asta e de aia, știi? Mamă. Nu vezi ce acolo? Acolo tună. Roșia montană partea aia. De acolo, aia e cariera, vezi, acolo se vede. Chiar în față. O vezi aia mai stânca? Da, acolo. No, o găsâge, aglică. Da, vezi, eu știam de aglică, nu de altceva. Crețușca. Da? Crețușcă. Sau filependula, ulmaria. Uh-huh. Vezi, eu le știu altfel denumirile, cum le-am învățat pe aici. Da, pe la noi, știi? Vezi, cartea zice altceva. Da, da, no, așa le știm noi pe aici. Da, bine, e trecută și pe net, ai văzut, e trecută... ca și aglică. Și vă zic că nu-s frunzile, nu-s ba la fel, da? Vă că așa e crețușca, seamănă. Înseamnă că s-ar putea să fie un pic înrudite, știi? Nu mult are, nu știu când ne mai putem plimba. Că nici acolo. Știi că am fost aici cu... tura trecută. Eu, o-s mulți. Aici am ieșit, da? Aici.
Uite că avem și muguri de brad, mă. Ai grijă la gard. Să ai grijă că să nu te agheți. Ești foarte bun. Hai că ți arăt și muguri și putem să vedem și conurile de brad. De brad, Doamne ferește, mă, de molid. Că tot așa zic. No. Vai, cât e de frumos. Uite cât e de fain. Deci n-am văzut. Deci astea sunt conurile. Și astea sunt muguri. Vezi ce fain este. Poți să culegi ceai. Uite, și asta pune la acolo, că e foarte bun. Astea se iau și se pun cu miere. Și apoi iasă o delicatese. Să sfarmă, să bat bine și să-i faci cu miere, să vezi ce bun e. Mai ales pentru aparatul respirator. Da. Pentru gât, pentru tuse. Uite, pune și asta. Vezi ce culoare faină? Da, uite-te și tu. No. Deci chiar nu văzusem. E prima dată când văd. Și am copilării la munte. Da. Eram copil atunci. Și mugurii ăștia de molid. Hai să zicem molid, că eu tot bradii zâmb. Bradul e altfel. Molidul înțapă, bradul nu înțapă. La molid, dacă te uiți, dacă pui mâna așa în ei, te înțapă foarte tare, știi? Mă, dar ce ți arăt ție? Că deja știi. Ce frumos miroase, super tare, da. Ce fain miroase. No. Și mai avem aici, mai avem florile masculine, nu-i? Uite, astea se polinizează, vezi? Florile astea micuțe. S-au dus. Uitam aici. Deci ăștia sunt mugurii, ăștia sunt viitoarele crengi, așa, și aici avem florile, astea sunt flori masculine, uite, păcat că nu le pot prezenta eu, o să facem un alt clip când separat, da. Ăsta e mugurul principal, care iase mugurul ăsta, știi? Ăștia se pot consuma, poți să-i mănânci așa simplu. Și alea sunt florile de parte bărbătească, să se poată fecunda conurile astea, în conuri se află semința, hai sămânța. Uite cât sunt acolo. Hai că îți pot prezenta aici. Vai, Doamne, dacă aș putea ajunge acolo. Stai că îl trag cu camera. Ceva. No, ce zici, uite. Deci astea sunt conurile de parte de conurile femeiești. Și astea sunt semințele de parte bărbătească. Vezi? Astea fecundează semințele din ăsta. Știi? Și astea sunt lăstarii. Viitoarele rămurțe de astea nimicuțe. Și așa se fac. Și noi culegem astea. Și le punem o cu zahăr, o cu miere. Poți să faci și cu zahăr, că îl mânci de leac, știi? Nu culege și ea. Poți să iau? Da, cum să nu, n-are nică, că sunt destui. Așa, și-i duci la București. Ia și un con de ăsta. Mare. Ia unul de la mare, care vrei. Mamă. Din conurile astea mari se pot face diverse decorațiuni. Da. Știi? Cu spray din ăla, zici că e zăpadă. Da. Și aici înăuntru, uite, cum ți-a spus, exact aceeași procedură se întâmplă și la ăsta, ca și la... Trebuie să aibă semințe. Ca și la conurile de pin, da. Dar nu știu dacă... Ele, pe cum se deschide, cum dă căldura mai tare, pică, putem uita pe jos, pe aici, și o îngăsi sămânță, dar nu știu. Pică, zboară, se duce. Au, ce fain face sunetul, ce fain se aude. Foarte fain. Dar cum să nu culege? Dar sunt destui, Doamne ferește, nică sunt. Eu iau de obicei, îi culeg pe ăștia, nu-i așa, nu-i. Ăștia mai grași, știi? Că străbă ca să-ți dea sirop. Mai mici. Păi deci mai micuț îți bun, dar trebuie să fie graș. Ei se culeg până în 2-3 cm, ca să fie cât mai bun. Da. Mai dolofan. De-aia să culegi pe, mai ales să găsești pe arbori mai micuți, îți mult mai grăsuți. Se poate auzi cucu. Cucu? Ai bani la tine? Nu mai am. Da, de la mine e faza. La noi se spune o poveste cum că prima dată când auzi cucu, trebuie să ai bani la tine să-ți meargă bine tot restul anului. Anul ăsta m-a prins fără bani. Și mine. No, ce să faci acum? Asta e. Hai, Firiceală, culege și tu, dar nu stai acolo numai degeaba. Cum e și cel de muguri de braș și de pin, nu? Da, pentru da. Noi foarte mult pentru căile respiratorii, de exemplu, pentru o răceală, pentru de astea, pentru dureri la plămâni și una alta, folosim de asta, folosim sirop din asta. Știi ce era să fac? Ce?
Să pun piciorul acolo, să mă duc să prind crenga aia. Nu dai pace, dar nu poți să zbori. Sau duce, că pierzi după șură. Și-l folosim de mulți, mulți ani. De când îți mic, culeg de asemenea plante de astea, nu-i? Și uite, vezi? Mai jos e mult mai cald. Ele se fac treptat. Încep să iasă și pe vârfuri. Nu. Păcat, ni se strică vremea, mă. Dacă încep să iei sirop... Ni se îmburdă camera. Eu cred că... Nu, că e foarte, foarte bun. Faci treabă bună. E foarte bun să-l iei la cum ziceai, la primele semne, așa să-l iei. Am pus cărticica acolo. E pe ia, bine, lasă acolo. Dar ni se îmburdă camera aia. Stai să-l luăm de aici, de mai sus. Nu, vezi? Așa ne culegem. Bine, că trebuie să-ți meargă... Noi culeg mult tare, știi? Îți meare mâna rapid. Da. E foarte bun să faci combinația dintre de ăsta, dintre molit, bărat și pin. Și iese ceva foarte, foarte bun. O să mă duc eu după mai încolo un pic. O să mă duc în munte să culeg de acolo. Eu chiar nu... Și... Să-ți mai pui o treabă, la brad, acum nu pot să-ți arăt aici că nu este. La brad conurile cresc în sus, la molit cresc în jos, știi? Păi uite-le! Da, astea, conurile astea la molit cresc în jos, tădeauna. Da. Ramurile stau în jos, la brad ramurile stau în sus, dacă te-ai uitat. Bradul ăla ce-i în casă, ce-l aduce Crăciun, ăla... Unde le-ai pus așa? Eu am artificial. De ani de zile. Nu, de-aia nu știi, vezi? Nu, și atunci el crește... Crește în jos. Nu, asta știu să fac diferența între braș și molit. Păi da, și astea, spusei, alea în țapă, spuse pe două rânduri, pe un singur rând, știi? Așa, și se vede, ăsta e de-a-n rota, dacă observ pe ramură, el e de-a-n rota, se vede. Da, nu, da, atâta știu și eu, să fac deosebirea între molit și braș, da. Dacă fac o sticluță de sirop, e bine. Păi da, opa. O-l pui cu miere, o-l pui cu zahăr. Cu zahăr se pune în stratul, știi? Un rând de așa, de muguri, un rând de ăsta. Se pune într-un loc. Eu ai văzut, la mine îl pui undeva să nu dea soarele. Poți să-l pui afară, că trebuie să-mi amesteci în el. Și poți să-l pui și în piniță. După ce s-a trecut perioada în care s-a lăsat, el să lasă, să face așa o povniță, să duce siropul în jos. Și planta îți rămâne deasupra, mai mesteci de câte ori pe zi, în câteva zile, după care îl tragi după acele, după muguri și îl bagi în sticle, știi? Noi nu mai dustulim, nu mai facem nimica. Se poate face și fiert, știi? După care... Dar nu-și mai pierde din proprietăți dacă... Ba da, de-aia indica să-l faci cu miere sau cu zahăr, că se mai pierd prin fierbere, să distrug proprietățile foarte mult. Stai că o traiu. Cu că vine cu șură cută, doamne, ferește. Făceam o nefăcută. Ce să facem? Îți bune, vezi că vine ploaie așa, nini, și n-ai unde să stai. Hai, domnul Firiceală, ce mai găsești iar? E năcăjă, sărac. Firiceală. Ce-i cu tine, ha? Ce face băiatul? Stai, jucă, nu pui mâna pe tine. Jos. Așa? În asta numai furnicis. Cum miroase de fain, vezi? Doamne! Foarte, foarte frumos. Hai de capul meu. Doamne, ce frumos. No, și aici avem florile de la carpen, vezi? Asta e carpen? Da. Am vrut să zic, deci îl învăț. Gata, îl învăț. Deja astea sunt bătrâne. El a înflorit mult de mult, mult mai de mult. Astea semințele, vezi? Dacă pui mâna, să simți ceva, granulații. Vezi? Da. Nu, așa arată florile. Deci am învățat carpenul, dar aici sunt doi pomi. E, da, vezi? E răchita, aia e răchită și celălalt e carpen. Răchita are frunza altfel, e o frunză mai grosă, puteai să vedem că dacă îți pot arăta una de aici, ne? O frunză mai grosă, mai grasă un pic, a? Și avem, uite, altă plantă, alt arbore. Îmi zici ce? Nu știu. Hai, nu știi, sevă. Nu, vezi? Nu m-am uitat la... Nu m-am uitat decât la frunză. De-aia zic. După frunză, nu, că e sus asta, bă, că... După... Uite acolo, asta, vezi? E mai grasă, mai rotundă. A, da. Din aia se face stabori. Da.
Ce s-a auzit? A, până în sat, pe acolo. Nu, uite și aici. Dacă ții, nu mai am clipurile vechi. Aici nu era pădurea când am filmat eu. Acum as 2 ani și ceva. Nu, no, îți dai seama cât îți de imensi, fii atent. Cât au crescut de mari, uite-te aici. Deci te doare capul. Și gândește că până în... până în septembrie, când se oprește creșterea, acum urmează să se facă afide, multe, multe, poate și să-și văd. Încep să se formeze coloniile de afide pe ele, știi? Păduții, cum se spune, acarianii ăia, știi? Și din astea se face mnearea de mană. Ce speri așa? Fugit. O fugit. Mi s-a părut că am văzut. Dar nu acum, acum începe, când se încălde timpul, începe să se populeze, să fac coloniile și să se divizează. Și așa de mult se divizează, te spari. Astea devin negre. Depinde în funcție foarte mult de temperatura care e în mediu. Uite aici cum o cucut ăsta. Așa trăiește și el, de, să mânce și el ceva. Știi? Și asta e rășina, uite, seva lui. No, rășina asta să ia și să pune cu alcool. Opa! Nu ne mai lasă. Vremea, cred că. Da. Vezi ce fai miroase? Ce vorbești? Se poate pune și în sirop, nu are nimica. Da? Da, și-i dă un gust. Simți aroma lui, simți, stă-te bine stejar. Să simți. Da, stejar, da. Gata, începe Dana să mângâți. Uite, fluturașii. Nu prea stau ăștia, cam fug de noi. Numai să nu mănânce. E comestibil aia, da. Te poți uita în carte, că e trecută. Nu știu denumirea. Aici, aia, nu, e feriga comună, aia spata dracului care e comestibilă, știi? Și mai este o feriga, aia nu știu din minte, din cap. Aia otrăvitoare, știi? Că sunt plante care, tocmai vorbeam cu un... Nu am... Cu un... cu un prieten și a zis că a mâncat, a confundat leuri, dar cu altă plantă, știi, din sălbăticie. Și a făcut de asta la rinichi. Au. I s-au oprit funcțiile. Locaj de da, da, da. Spune-mi ce e asta. Ai mâncat, dar ți-am dat, Doamne ferește. Macriș. Da. Așa crește de mare, vezi, frunzile lui sunt astea de aici. Păi când am mâncat eu eram mic, mic. Da, nu el crește săracul, doar crește săracul, ce să facă? Da, dar vezi că... Să pun în casa starii tineri, asta e sămânța lui. Conține foarte multă vitamina C ăsta. Da, vizând ce e asta. Sau asta de aici, oricare. Ce mâncați dimineață? Ce am mâncat dimineață? Da. Ține, te rog frumos, domnule profesor, să ții cont că am dormit doar 2 ore. Da, știu, dar Doamne ferește, nici nu știu ce, dar sunt stai de la oraș. De unde să știi atâtea plante? Nu sunt de la oraș, sunt răchită. De lângă, dar... Aha. Așa arată răchita, vezi? Astea se face pădure imediat și pe aici. No, și asta ras... se face coșulețe. Da, și coșulețe și împletituri sau flexibilă, da. Nu? Stupi, coșnițe se făceau înainte. Da, tot felul. Apropo. E bună pentru pletit, pentru căni. E foarte flexibilă, e știi? Flexibil. Da. Nu, cumva, ai zis tu cumva că știi să faci coșuleț? Ba, e, dar nu de ăsta. Am zis că de brad. De brad. A, păi că să ne întoarcem. Poate faci și tu odată un coșuleț. Nu mai avem ce mai are. Au. Eu așa zic. Da? Că ne prinde. Și pe unde prezentam? Pe mare, în câtă casă, pe în parte. Da, până am venit înapoi. Mai stăteam, dar nu. Nu are rost, că te ne audă, că n-a venit ca cu noi. Mergeam un pic la pădure pe aici, Ani. Așa că las, că tura viitoare când mai veniți. Mai mergem. Nu că ne dă ploaie, după aia stai aici o 2 ceasuri. Până... că mare pe aici și coborând, pe după o pantă de aia să vezi pe acolo cum e. Auzi, Anuș, ce cântă, ce frumos, ce, ce frumos cântă. Doamne, uite-te și tu. Mă gândesc că e... Dar nu mai vine, nu mai vine. Uite, acolo, până pe metalifer, părțile alea acolo am fost. Vezi, pe dealurile alea. Acolo am filmat acum șura aia. În clipurile
Da, da, în clipurile recente. Deci acolo sunt metalifer. Tăce pe staria și partea aia sunt metalifer, munții metalifer, da, tot partea asta. Până la Sălcioa, când se întâlnesc cu munții Trascău. Știi? După care încolo, în partea asta altă, dau de munții Zarandului. Că o drumul mă și nu știu mai care mai sunt, că din cap acum nu-mi vin. Muntele Mare unde e? Stăm pe el. Suntem chiar pe partea care aparține de Muntele Mare. Deci partea nordică, partea asta altă cum stăm noi, aici aparține de Muntele Mare. Hai, gata, o stare. Și Muntele Mare unde e? Stăm pe el. E comică. Uite, și aici sunt viitoarele fructe. Uite cât e, mamă, iară facem sirop anul ăsta. Porumbele. Astea le poți face și cu miere de albine. Ai văzut, am avut eu rețeta, pe care am șters-o. Am făcut eu. Da, acum avem aparatură, promite că nu mai ștergem niciun clip de pe canal. Tot rămâne acolo salvat. Deja ne-am luat cam toate scurile, m-am și învățat cu ele și putem face conținut cât de cât mai decent. Așa și cam așa arată. Astea sunt foarte, foarte amărui dacă le guști. Uh-huh. Îți rămâne, mâncă una, te rog frumos. E sigur? Ia. Yeah. Da. E știrb, te știrbește cumva, nu știu cum. Știi vezi, cum te strâmbi. Astea, dacă mânci foarte, foarte multe acum, în perioada asta, sunt toxice. Adică conțin o substanță care e toxică. După ce cade prima brumă, căzând prima brumă, că atunci se culeg ele, după primul îngheț așa anii, se îndulcesc, devin foarte, foarte bune și pierde acea toxicitate. Puh, trebuie să beau apă, că mă încurc deja. Mai am. Păi nu, că dacă vorbesc foarte mult, sunt nevoia, știi? Eu nu mă vorbesc și repede, aia e prostia mea, că vorbesc prea repede. Te? Băi, ce mă spărea, ferească Dumnezeu, ce mă spărea. Băi, e ce? Azi, eram în spatele tău, deci pe mine mă lua prima. Ba, dar mă spărea eu. Nu, îți spuse că cunosc vremea, nici ce bag acolo, Ani. Vezi? La 2 km de noi. Fie la ce vine. Unde e la 2 km de noi? Acolo, dincolo. Unde e casa aia albă, acolo sus, pe dealul ăla. Vezi ce plouă? Acolo? Da. A, da? E mai mult de 2 km, zice eu așa numai, poate 4, 5. Mm-hmm. Vă și pare mai departe. Da, pentru noi 10 minute, nu durează. Acolo ea plouă unii. Vezi? Se văd dungile alea, alea ploi. Nu mă uitai la nori. Norii merg în... Te poți orienta și după cum merg norii. Cam stau pe loc. Nu, ăștia vin din sus și ăștia se întâlnesc. Fii atent cum se bagă unul în altul. Vezi? Se duc în da, loc? Și ăla vin câte noi. Adică nu câte noi, merg câte în nord, în sus, cumva, vezi? Deci ăștia merg așa și ăștia vin așa, se întâlnesc, aia ploaie. Bine ar fi să ploaie, dă, Doamne, faină. Da, uite, mi se pare că și ea se duc încolo, ia uite-te la ăsta. Ia, ia. Vezi? Ia. Coia încolo? Aha. Poate nu plouă. Poate nu plouă, dar pe târziu oricum nu mai stăm. Că... Da, nu. Știi că oricum e mare filmarea, o să iasă iară de... de numai. Și apă găsești tot felul de minuni, vezi, tot felul de... Hai, Firiceală, bă, unde ești? Hai la apă. Unde te uiți floricele? Unde te uiți tot felul de flori, da. La fiecare pas ai o plânduță. Acum ai foarte mult piciorul cocoșului, vezi? Asta galben. Da. Foarte, foarte mult. Ăsta alior se mai numește pe alte părți. Nici să-l mai vezi? Nu că e bună, și plantele astea otrăvitoare, adică, pardon, mică, îmi vine să râg. Plantele astea otrăvitoare sunt bune, pentru că, uite, așa se tratează negii, tratează da. Boli de piele, știi? Sunt, da? Uite, dacă dai în zone genitale sau dai la ochi sau da. Așa, sunt toxice, adică ce inflamezi foarte tare, provoacă iritații. Păi, nu-mi place de ea pentru că am văzut-o și mi-a curs lapte. Asta ce? Și stau cu grijă să nu dau la ochi. Fac. E un pic mai șot, că e în lumină plină și culoarea e o plantă mai tânără, un arbore mai tânăr și schimbă culoarea. Frunzele lui, că am spus că sunt foarte bune pentru dureri de cap, așa astea. Se poate face tinctură, poți să mănânci, dar că e crudă, dacă poți să mănânci. Crudele sunt foarte bune, sunt comestibile. Astea sunt bătrâni un pic, știi? Nu poți să mănânc. Ești tirose, să amărăsc după anumit timp. Păi orice plantă, nu vezi că orice plantă care e amară, care are gust amărui, e bun pentru inflamații, mai ales pentru dureri. De aceea bătrânii își făceau, bat tinctură și lua așa și băga
în Vinars, în Pălincă sau la noi Vinars se numește pe aici. Că zic că plouă. La noi Vinars se numește. Ăsta face un fruct, se numește jir. Fructul lui se poate mânca, dar în cantitate foarte, foarte mică, pentru că conține un fel de toxină care nu-i bună, știi? Nu. Ăla e foarte bun pentru pietri la rinic, pentru rinic, pentru un alta, știi? Pentru chisturi, pentru ceaiul de fructe de jir. Îmi place frunza lui, e fină. Da, dar în pădure o să o vezi un verde frumos, știi? Aia e problema. Aici e schimbat, deci diferă un pic, că trebuie. O plantă poți să o găsești, aici o culoare, cealaltă parte de altă culoare. În funcție de lumină? Și asta e coada șuricelului și aici avem. Asta trebuie să-mi folosească. Foarte, foarte bună asta. Noi o culoagem și pentru răni, speli rănile în special, pentru că e cicatrizantă, e antibacteriană, da, e foarte... Nu. Minunata sânziană. Ele sunt sânziane? Da, da. Așa arată sânzianele, da. Trebuie să-mi florească acum pe 24. Aveți voi o sărbătoare când facem 24, facem, da. Am avut clipă care nu știu că mai este. Păi eu de acolo știu. Da. Punem la poartă, caduce așa, protejează, știi, un alta și... Nu. Da. Tă felul, știi, numai trebuie să-și le știu un pic, ca. Da. După aia îți dai seama ce cam, care ce și cum îs. Cred că în 3-4 ani, 5, îmi văd și eu 10. Ai, Doamne, lasă. O lună de zile. Dacă vrei. Uite, că asta tă să îmburde. Da. Bă, ce faci, bă? Hai la moșu, mă, băiatul, mă. Dar ce lucri tu? Nu e racheta ce mea, bagă-te în claie, friceală, dă-i una. Cum era să intre în Da. Ce mă bucură, fac sirop de muguri. Dar eu când culeg câte o plăsoi de la mare, abia îl duc în spate. Păi eu mă duc acolo, într-o zi numai de aia fac, știi, mă duc și culeg numai muguri, într-o zi. N-am văzut. Văzuși că un teașu, ne-a pus un teașu, o gură de, cum îi zicea, de lichior de nuci. Da. Mamă, dar nu vrea să ne dea rețeta. Văzuși? Nu vrea de fel. Uite, nu, da, Ari face un lichior, vai Doamne. Bine că dacă rog mi-o dă, nu-i problemă. E țin de una alta, de nu. Da, chiar bun. Și da. Gustul adevărat de nucă. Nu esențe, chimicale. Și făcut cu o țuică. Da. Știi că mi-a cerut țuică așa pe i-am dus. Dar spusă, văzuși că spusă, că nu dă pentru că... Dacă pățești ceva, după aia, da. Da. Păi dacă ăla e medicament, ăla nu se bea, știi? El știe cum le face. De-aia, lichiorul ăla e ceva natural, ceva pentru... Că spuse ce conține ăla, conține foarte mult iod. Și ăla e foarte bun. Gândește și pentru radiații foarte bun și pentru... pentru gută, cum spusei. Deci elimină acid uric și una altă. Știi, e multe un teatru, nu? Multe nu vrea să zică, știi? Bine că te mai prins acum, îl mai vezi când face și... No. Dar contează picul ăla care nu ți-l zice, ăla contează. Tot timpul a fost așa, mă uit la albine și la un altă. Picul ăla, că deja vine cineva să-i arăt la mine, la albine, și dacă nu-i dai un picul ăla, da? Poți să stai lângă tine 10 ani și tot nu se prinde. Așa e și meseria mea, să știi. Se da, da, pe da, internet, da. Să vadă, dar niciodată în orice, nu în orice. Și ăla, știi cum îl deprins? Tu îl deprins singur. Exact. Făcând dezersând și un altă vezi, ba, așa nu-i bine, am greșit. Da, din greșel. Devin din cel mai bun, din greșel, cu oricine greșește, toată lumea greșește, nu se poate să nu există om să nu greșească. Da. Sau poate sunt oameni, dar nu recunosc, știi, da. Treaba asta. Uh-huh. Nu. Și atunci, de greșind, înveți. Adică te experimentezi. Bine, dacă nu te plafonezi, știi, să rămâi la nivelul ăla, știi? Exact. Un alta. Important să-ți dorești. Da, să vrei să evoluezi, dacă nu, rămâi acolo unde ești. Uite, vezi că se schimbă, cum ne se duce soarele, cum se schimbă imaginea. Se închide, se răcori, nu mai murim de cald. Da.
Dar știi că pe spate sunt udă? O, pe acum... spatele. Vezi că nu, ești și ghiozdanul ține dar de căldură. Dar e ghiozdanul și din cauza lui. Eu luai un tricou de ăsta mai alb, pentru că e bine așa, că... Negru atrage soarele. Da. Ăsta e alunul, da. Are frunza mai mare, vezi? Da. Mai, să simte mai fină la mâini, mai... No. A început, vezi, când încetul să picure. Am astea pe uliță, pe aici, pe din sus, spuneva. Ce? Năpraznic? Depinde că nu crește peste atât. Ar trăi, normal. A început ploița. Ne-o dă acum. Cum? Oh, mi se băgă de... Nu, 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 nu. Hai că mere, că mea suntem... Păi trebuie să coborăm, că nu putem sta în pădure. Faci în jos tău unchiul, putem merge la el. Așa, și dincolo merge la mine. Imediat. Atunci, dacă nu mai știam, vezi că eu știu când vine ploaie. Cum? Vezi că știu când vine ploaie. Asta am vrut să spun, dar ce ești tu la fix. Eu calculez timpul imediat. Omul ești fenomenal. E spusă, dacă nu-ți calcul imediat vine ploaie, rar să greșesc. Uite. Vine că nu-i tare tare, de nou. Face ieșan cu unchi în sus, face iași el de obicei pe calea aia, pe culea și pe aici își mergea pe deal în sus. Mamă, și ieșa panta aia mare așa. Da. Au, Doamne. Hai să ne băgăm pe aici, anii să mai pe gardul ăsta, că pe acolo e rău tare. Mi-e Firiceană. Nu luăm pe unde am venit? Păi nu, că suntem mai sus. Da. Noi suntem undeva la, mai sus un pic. Uite ce plouă partea acolo. Ai căzut. No, nu m-am încetut. Hai că asta e aici din jos, ne băgăm noi undeva să stăm un pic până de început ploaie, am omule. Ca o să ne oprim jucăriile. Hai, Doamne. Poți? Da, da, tu nu stai după mine, tu ne pui. Da, nu stau. N-are nimica, cum să te las singură pe aici? Plouă peste sat. Gata. Bun, o zi bună vă dorim. Că o să închid filmarea.